Din roada de sfeclă de zahăr, din acest an se va obține o producție record de zahăr. Producătorii anunță că vor exporta în spațiul comunitar aproape 100.000 de tone. Până acum, Moldova exporta anual până la 60.000 de tone de zahăr. La o întrevedere cu ministrul Agriculturii, producătorii de zahăr au dat asigurări că toată cantitatea de sfeclă de zahăr din acest an va fi prelucrată. Anul acesta, recolta de sfeclă de zahăr a fost una record de peste 1,2 milioane de tone, cu circa 200.000 de tone mai mult decât în anul trecut, chiar dacă suprafața se în 2014 a fost mult mai mică. Cantitatea de zahăr va fi de peste 190.000 de tone.